Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Haideți să vă arăt un produs pe care l așteptam de multă vreme la test. A venit la mine tocmai din trocutie, de la mare depărtare. Tocmai din China. Este un prototip de încărcător wireless magnetic. Sună foarte ciudat, dar hai să vă explic de unde plecăm. Plecăm de la un astfel de încărcător. Așa arată un încărcător wireless de birou de cea mai bună calitate. Este de la Samsung cu Fast Charge. Pur și simplu îți bagi mufa de la încărcător în el. L-ai pus pe masă, vii cu telefonul și îl pui peste și se încarcă wireless. E o soluție foarte la îndemână ca să poți să ții telefonul să vorbești și când nu ai treabă cu el, pur și simplu îl pui din nou pe masă ca să ți se încarce wireless, să nu-i porți de grijă. Asta e soluție bună pentru acasă. Și atunci, hai să vedem o soluție prin care putem să luăm această tehnologie de încărcare wireless, să o ducem în mașină cu prototipul nostru. Acesta este un put to go. Și sunt printre norocoșii care au primit un early, early sample în timpul derulării deja al unei campanii pe Kickstarter. O să vă dau mai jos linkul și așa arată. Ignorați puțin partea asta cu superglul. Au lipit o chestie de cauciuc peste partea de încărcare. E un prototip totuși, nu voi judeca prea aspru lucrul ăsta, dar o să vorbim mai despre el. Sunt curăț și mai în cutie. Un cablu USB cu micro USB care intră aici și o să zici, bine, bine, dar eu nu am telefon cu încărcare wireless, pe cum procedez? Nici o problemă, în pachet o să găsești două uh, accesorii care pot transforma orice iPhone sau orice telefon cu mufă micro USB în telefoane care se încarcă wireless. Hai să răt. Aici este cel pentru orice mufă micro USB. Practic, iei acest plasture, este foarte subțire, îl poți lipi pur și simplu uh, pe spatele oricărui telefon cu micro USB și ca asta îl va încărca. O să testăm și asta în Iar aici este aceeași variantă pentru Apple. Bun. Cam așa arată produsul. Este practic un suport tipic dintre acelea noi pe care l-ați văzut, care se prind în fantele de la gura de ventilație din mașină. Și are pur și simplu așa un, cum să spunem, un cioc de rață, un plisc, care se prinde așa. Apeși buton și se prinde. Aici în interior are niște lamele de cauciuc și se prinde destul de stabil. Este o idee greuț, dar îi vei găsi în cele de în urmă poziția. Eu am reușit să-l folosesc cu succes deja la două drumuri lungi fără probleme. O altă ce l-ai instalat acolo, o să îi dai curent. Recomandarea mea este totuși să folosești pentru el un încărcător de mașină, nu vine și cu încărcătorul de uh, priză, să zicem, de, uh, de mașină de 12V, al tău ar trebui să fie bun sau dacă mașina are deja o ieșire USB, este ok. Recomandarea mea este însă să-ți cumperi de pe piață un încărcător de mașină cât mai potent, măcar de 2.1A, astfel încât încărcarea să facă suficient de repede. Și o să folosesc pentru puterea exemplului încărcătorul standard al celor de la Samsung, care este deja foarte bun am băgat curent în, în, acest suport și acum pe mine mai interesează pur și simplu dacă funcționează. Și se încarcă. Și se încarcă wireless din prima. Însă, diferența între încărcătorul de casă și acesta e că nu știu cum face, sincer sunt tare curios, dar este magnetic. Adică pot să-l aduc inclusiv în poziție verticală și încă îl susține. De, de data ce cel mai și înclin un pic, poate sta fără probleme în mașină. Nu am avut nicio problemă la drumuri lungi, vă spuneam, să îmi cadă de pe suportul ăsta magnetic. Ia. Se pare că această tehnologie de încărcare wireless, cu senzorul așadar de încărcare wireless înăuntru, bobina aceea din interior, dacă aici pui un magnet, poți să și ții telefonul fixat acolo. Și iată, telefonul meu se încarcă. Avantajul însă a unei astfel de suport este pur și simplu că este extrem de ușor de folosit. Ai pus pur și simplu suportul acesta în mașină, vii cu telefonul și îl pui acolo și se încarcă instantaneu. Practic e chestiune de conveniență, să-ți fie cât mai ușor astfel încât să nu-ți bați capul prea tare unde este mufa de la încărcător și să o cauți prin mașină. Este mult mai la îndemână, este secunda aia care poate face diferența atunci când ești la volan. Deși din nou te încurajez să nu folosești telefonul la volan. Bun, spuneam că avem alternative și pentru cei care nu au telefoane cu încărcare wireless. Sunt doar câteva pe piață, mai ales de generații mai noi. Și hai să încercăm să folosim aceste adaptoare din pachet pentru un iPhone și pentru un alt Android. Și am scos din dulap un Sony Xperia Z5 Performance și un iPhone 6s Plus. Și să ne jucăm cu adaptorul de iPhone, că pe ăsta vrem să-l vedem prima oară. L-am mufat și ăsta ar să vină aici pe spate. Acum o să las la vedere, însă o să facem apoi probe cu el băgat în spatele carcasei. Ia să vedem ce se întâmplă. Sunet de tobe. Wow! iPhone încărcat wireless. Asta este o premieră. Văd aici în sus, în colțul din dreapta sus, iconița că se încarcă. El era deja la încărcat, dar din nou îmi arată că este conectat la un încărcător. Și plasturile se lipește cu destul de multă încăpățânare, așadar, de magnet, astfel încât telefonul să poată fi susținut. Hai să mergem mai departe. Spuneam că m-am gândit la o soluție prin care să-l ascund de la vedere. Și îmi place că mufa este foarte discretă, este foarte subțire și se potrivește acolo de sub. Și este o carcasă din fibră de carbon, destul de slim și cu toate astea, iată, s-a potrivit acolo înăuntru, este în afara vederii, aproape că nu există. Și din nou, emoții, emoții. Se încarcă! I-am găsit poziția și din nou îl ține lipit. Adică ce ofrot să faci astfel încât să cadă? Uite, îl țin vertical în momentul ăsta și nu pică iPhone 7 plus, plus Plus de acum cu încărcare wireless. Hai să continuăm experimentul și cu un alt Android. Sony Xperia X Performance este unul dintre telefoanele acelea superbe cu spate metalic. Telefoanele cu spate metalic nu se pot încărca wireless. Ei bine, le rezolvăm și pe el. Plasturile vine la locul lui. Trece intrat. Telefonul nostru este oprit și era oprit complet și acum pornește pentru că a primit curent. Ia să vedem. Încărcare. Noul Sony Xperia X Performance plus 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 cu încărcare wireless, chiar dacă are o carcasă metalică. Desigur, aici va trebui să apelezi din nou ori la varianta aceea cu un dublu adeziv sau o carcasă suplimentară care să îmbrace și acest accesoriu. Și aici conectorul micro USB este foarte discret ascuns acolo de desubt. Cât de tare e asta! un gadget foarte interesant care mie mi-a plăcut foarte mult, put to go este disponibil în momentul ăsta pe Kickstarter, în articolul de pe blog sau în linkul din descriere, ai un link direct către campanie și te încurajezi să ții unul pentru mașină. Mie mi se pare foarte tare. Singurul dezavantaj, nu știu cum o să vină în pachetul final, dar în pachetul meu așadar nu a venit cu un încărcător de mașină, va trebui să ai un încărcător de 12V, ori să te bazezi pe USB-ul din mașină, deși în mașini pe USB nu este un curent suficient de convingător astfel încât telefonul tău să se încarce wireless suficient de repede, de aceea încă o dată te încurajez să folosești astfel unul. Pentru acasă, din nou un încărcător rapid, dacă ai de gând să-l folosești, poate, nu știu, prins la baie, cu o ventuză, uite o idee, cât stai să te speli pe dinți, îți pui telefonul la încărcat. O să-ți pui mai multe, să-ți le pui peste tot. Glumesc. Put to go, da? Dacă ți-a plăcut gadgetul acesta și ți se pare interesant, dă-ne un like, un share și un subscribe. Încă o dată ai link pentru produs în descriere și pe blog. Iar până data viitoare, numai bine!